0,11% este rata șomajului în județul Gorj, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Asta datorită facilităților oferite angajatorilor și șomerilor în perioada de pandemie, spune directorul Romeo Chiriac. Acesta ne-a mai spus amănunte legate de cum se situează Gorjul în acest moment la nivel de țară, dar și regional din punct de vedere al numărului de șomeri. Da, la ora actuală avem o rata șomajului la nivelul județului Gorj de 3,11%. Rata șomajului ce corespunde unui număr de 4218 șomeri, din care 2014 sunt femei. Numărul șomerilor indemnizați este de 1412, numărul șomerilor neindemnizați este 2806. Este o rata șomajului cu un trend descrescător față de aceeași perioadă a anului trecut, când aveam la sfârșitul lunii septembrie 2020 un număr de 4979 de șomeri și o rata șomajului de 3,68%. Oricum, rata șomajului s-a situat în ultimul timp sub 4%, asta și datorită diverselor facilități pe care le-am acordat angajatorilor, chiar șomerilor, pentru a-i stimula să-și găsească mai repede un loc de muncă. Dacă vorbim din punct de vedere statistic, la nivel național, rata șomajului este 2,93%, primele locuri fiind ocupate de Vaslui cu 7%, Teleorman 6,19%, Mehedintul 5,95%, iar la nivel regional, rata șomajului este 4,62%, fiind ocupate în ordine Mehedintul cu 5,95%, Dujul 5,83%, Oltul 5,17%. Iar Vâlcea este singura care are o rata șomajului actualmente puțin mai mică decât cea înregistrată de noi, au 3,06%. Rata șomajului este 6, 9 sau 12 luni, în funcție de stadiul de cotizare al fiecărei persoane. Se acordă sumele care sunt pe lege de 75% din indicatorul social de referință, la care se mai adaugă funcție de stadiul de cotizare totală al fiecărei persoane, anumite procente funcție de vecina totală, iar pentru absolvenți este jumătate din indicatorul social de referință și, dacă tot vorbim de indicatorul social de referință, acesta este 500 de lei la ora actuală, deci, practic, absolvenții beneficiază de 250 de lei timp de 6 luni. Iar la cei care provin din muncă, este minimum 375 de lei, la care se mai adaugă încă o sumă care se calculează ca și procente din media salariului pe ultimele 12 luni ale fiecărei. Și față de aceeași perioadă anului trecut, este mai mică. În septembrie anul trecut aveam 4979 de șomeri și o rata șomajului de 3,68%, iar față de, să zicem, luna august, anul curent, aveam 4218 șomeri, identic cu cât am avut, deci practic s-a menținut rata șomajului la sfârșitul lunii septembrie, este identică cu cea înregistrată la sfârșitul lunii august. Ce locuri de muncă și în ce domenii sunt disponibile la nivelul județului Gorj, aflăm în minutele ce urmează. Avem pentru astăzi, fiindcă noi actualizăm în fiecare dimineață baza de date cu locurile de muncă vacante oferite de către angajatori, și avem pentru astăzi 455 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt pentru agenți de securitate, ajutor bucătar, bucătari, croitori, electrician, fierar betonist, trezor universal, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, lăcătuș mecanic, lucrător în comerț, lucrător gestionar, operator la mașini înalte cu comandă numerică, patiser, șofer, strungar universal, tudor, inichigiu universal și zidar, pietrar, tencuitor. Iar din acest total de 455 de locuri de muncă vacante, 24 sunt destinate celor cu studii superioare, și aici mă refer pentru inginer automatist, inginer pe ferate, drumuri și poduri, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer construcții hidrotehnice. Cei interesați, dacă sunt înregistrați în baza noastră de date,
pot să vină să obțină repartiția cu care se prezintă la angajator, urmând ca acolo, în urma unui interviu sau unei prove de lucru, să se hotărască angajatorul dacă angajează persoana respectivă. Dacă nu este înregistrată în baza noastră de date, să vină să se prezinte la sediul instituției sau la punctele noastre de lucru din județ cu bule copie și original după actul de identitate și după actul de studii al ultimei școli absolvite. Se înregistrează în baza noastră de date și poate intra în posesia unei repartiții cu care se prezintă la angajatorul dorit. Punem punct aici InfoPlusului de astăzi. Toate cele bune! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. The ocean gets in your veins. Inspire Pictures este o casă de producție cinematografică. Solicită-ne sprijinul, iar noi vom fi prezenți acolo unde timpul decide să nu treacă. Inspirație pentru creație este sloganul nostru. Încearcă și tu prospețimea, entuziasmul și efervescența echipei noastre. A film produced by Inspire Pictures. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea. Direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz, numărul 25D. Prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. ...24 de ore din 24 vă stă la dispoziție. Sună la 0766-554-732 și spune stop durerii. Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353-418-425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită businessului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.